Fraților, eu sunt Daru și astăzi, stați-mă un pic, eu sunt Daru și vreau să facem un unboxing la căștile mele Bluetooth, stați un pic, să se dau pe pauză până, așa am rezolvat problema. Eu am mai deschis aceste căști wireless de la Selara pentru a le activa la telefonul meu S8 cu care filmez. Pentru a le conecta le-am deschis, v-am mai spus. Și am să fac un video pentru că eu am mai făcut un video la el, dar a ieșit nașpa. A ieșit foarte nașpa. Pentru că a fost camera întoarsă invers și haideți să le deschidem. După ce le deschidem, găsim înăuntru căștile. După ce scoatem căștile. Vom găsi un locușor unde găsim acest cablu. USB la USB, da? Care putem încărca cutia. Deci, o să vă spun după aia ce face cablul. Aici avem un mic, de fapt e un mare, la prima vedere mic, dar totuși e mare, instrucțiuni despre cum. Eu să știți că atât m-am chinuit să o pun pe telefon, pentru că m-am chinuit vreo 3 ore să activez căștile. Dar am reușit. Fără chestia asta, deci dacă nu eram pachet, mă descurcam. M-am descurcat. M-am bucurat că m-am descurcat fără ea. Am să încerc să mă descurc fără ea. Aici, pe această bucățică, avem cutia căștilor. Apoi, după ce o scoatem, seamănă leit cu un AirPods. Cu o cutie de AirPods de la Apple. M-a sănătă și pe partea asta. Ca la Apple... Un foa de încărcare e jos și e Lightning, nu USB. Și se notoși pe spate că scrie Selara. Odată ce deschidem cutia, bine, la mine sunt aprinse becurile pentru că, da, le-am pus la încărcat, că am ascultat muzica pe el până s-o descărc. Acel bec verde ne arată că această cutie, cutia asta le încarcă, această cutie are baterie și ne arată că bateria e plină. Și acest beculeț roșii de pe căști ne arată că căștile încă nu sunt încărcate, dar eu am să o scot. Cam așa arată căștile. Acest LED o să se închidă. O să se oprească, dar nu contează. Le pot încărca și la Xbox dacă vreau. Da, le pot încărca și la Xbox. Ce tare. Cam așa arată ele. Seamănă foarte bine cu un AirPods de la Apple. Nici nu-ți dai seama dacă cineva se vadă în oraș cu căștile puse în urechi, așa, toată lumea o să zică că ai AirPods-uri. Și ce înseamnă asta? Că ai și un iPhone. Toată lumea o să zică că ai AirPods-uri. Și când o să vadă carcasa asta, o să-ți dea seama că chiar e AirPods. Numai să nu ții invers. Mai să se vadă, să ții mereu așa. Numai bine că se deschide, nu se deschide invers. Toată lumea să zică că ai AirPods-uri pentru că seamănă. Puteți vă și uitați la vlogul ăsta. Da, să mă arăt, uite așa arată. Să uitați și la și înăuntru. Să uitați și înăuntru la și să uitați și pe internet la AirPods-uri. Vedeți că cutia arată așa exact ca și la AirPods-uri și la căști, puteți vă uitați, că arată aproape la fel. Exact la fel. Partea aceasta de la căști în jos e mai lungă pentru că acolo e bateria și e și mai groasă pentru că tot e bateria. Au încărcare, după cum am zis, se stinge becul, da? Au încărcare wireless, adică introduceți casca în cutie și... Stai. O puneți? O să vă arăt și niște... Vedeți? Se încarcă. Vreau să vă arăt și niște chestii tari la ea. O le puneți pe amândouă să se încarcă. Această cutiuță are și
are, cum să zic, are, să nu știu cum să mi explic, nu are magneți. Sfârâie. Ce ciudat. Contează. Introducem. Pe cutie scrie, asta vă și arăt, că să-i pun și asta ca să mă nervează, ca să nu sară. Da? Pe cutie scrie că utilizați. A, pardon, n-am citit. Caseta de încărcare permite încărcarea căștilor de aproximativ 5 ori. Deci eu pot să-mi încarc căștile de 5 ori. O cască s-a încărcat. Dar cealaltă nu. Le țin în cutie de ceva timp. Bine, am ascultat și 2 ore muzica pe ele, deci, da. Sunt foarte ok căștile. Le recomand. Am dat 280 de lei pe ele. Din Deva. Din Mol. Mi le-am luat. Nu știu cum se numea locul de unde le-am luat, era un magazin de huse. Erau mai multe lucruri pe acolo. Huse, accesorii pentru telefoane, telefoane de cumpărat, dar era un stand ca și acel de huse. Unii au fost Darius. Și până data viitoare, numai bine. Yes! Da, și am uitat să zic, dați un subscribe și un like. Și vă rog, dacă dați subscribe, să apăsați pe clopoțelul ăla ca să primiți notificări când postez. Am început să postez mai des iar. Foarte ok, ceau fraților. Da, te nu mai bine ies.